Salut și bine ai venit sau ai venit la Fabrica de Bani. Eu sunt Dragoș și azi discutăm un pic despre drepturile de preferință de la OMV Petrom, pentru că m-am tot documentat despre ele zilele trecute și încă n-am aflat tot ce aveam de aflat, dar momentan l-am primit și am zis că de câte ori fac sau se întâmplă o modificare în portofoliul meu de pe trading, după Trayville, vă arăt ce se întâmplă acolo. Așadar, înainte de a începe, am spus să dai subscribe la canal dacă n-ai făcut-o încă, undeva aici jos, aici. Ai buton de subscribe, iar lângă el ai clopoțelul acela pe care dacă vei notifica, vei fi notificat de câte ori postez un clip nou, iar la finalul acestui episod nu uitați să dai și un like la acest episod dacă ți-a plăcut, bineînțeles. Trecem la treabă, cum zic eu, și ne uităm un pic pe portofoliul meu. Vedem că am primit, să se vede aici așa în partea dreaptă, 1946 de SNPR02. Adică de dreptul de preferință pentru SNM, pentru OMV Petrom, da? Scrie clar sus, vedeți că sunt dreptul de preferință pentru majoritatea de capital. Știam de ele de câteva zile, am tot întrebat în stânga și în dreapta pentru că erau o groază de necunoscute pe care nu le știam despre ele. A fost oarecum amuzant că știți că am luat acțiuni la SNP, 90 de acțiuni, în urmă cu câte zile? Cu 7-4, cu 3 zile, da? Așa, fără să știu de această majorare de capital că există ex-date-ul și în apropierea ex-date-ului, pur și simplu îmi doream să acumulez mai multe acțiuni și am decis să iau la OMV Petrom. Așa, m-a bucurat că am făcut lucrul ăsta, chiar dacă nu l-am făcut conștient, pentru că acum am dreptul să cumpăr 1946 de acțiuni. De fapt, asta înseamnă drepturile astea de preferință. Faptul că pot să cumpăr 1946 de acțiuni la prețul de 0,1 lei. Vă dați seama că prețul pe bursă motivație e de 0,47. Dacă prețul s-ar menține, presupun că o să vină și o scădere, dar dacă prețul s-ar menține, înseamnă că aceste 1900 de acțiuni vor valora de 4 ori mai mult. Da? Adică voi mulți, practic, în loc de 916 lei, voi avea cu 200 lei încă 916 lei în portofoliu. Da? Deci un câștig destul de ușor. Încă nu știu când trebuie cumpărate acțiunile și când îmi exerci dreptul ăsta de preferință, s-ar putea să fie în curând, o să mă mai documentez, dar sunt fericit că pot să acumulez mai multe acțiuni și sincer să vă spun, dacă știam de chestia asta înainte, dacă eram un pic atent, dar am fost prea ocupat cu portofoliul acela de a 3212, dacă eram un pic atent, cred că mai făceam eu rost de undeva de niște bani, astfel încât să am măcar 3.000-4.000 de acțiuni pe care să pot să le cumpăr. Apropo de chestia asta, drepturile de preferință nu sunt tranzacționabile, adică deci chiar dacă apare aici buton de vinde sau cumpără, nu le poți vinde, nu le poți cumpăra în momentul de față, deci nu sunt tranzacționabile pe bursă, sunt doar dreptul tău de a cumpăra acțiuni noi la OMV Petrom, bineînțeles la prețul de 0,1, ceea ce mi se pare avantajos. Așa, e prima oară când cumpăr dreptul de preferință, au mai fost câteva majori de capital și au mai fost câteva momente în care puteam obține astfel de dreptul de preferință, dar n-am fost interesat foarte tare de chestia asta până acum. Acum cumva îmi dau seama că au fost niște oportunități pe care le-am ratat. Apropo de bursă și de informare și de a înțelege cât mai bine toate mecanismele bursei, pentru că sunt o groază de mecanisme, o groază de lucruri care funcționează și uite că eu cred că am ratat niște oportunități. Am înțeles că am mai fost la One, o majorare de capital. Au mai fost și la alte, dar într-un alt mod în care nu l-am înțeles atunci foarte clar și atunci am zis lasă că văd eu mai încolo și poate au fost niște oportunități și la momentul respectiv. Așa, dar mă bucur că măcar oportunitatea asta am prins-o și am prins-o destul pe picior bun, să zic așa, adică am fost inspirat să mai cumpăr acțiunile la SNP. De fapt, nu-mi dau seama de ce... Aha, de 4.700.000 am cumpărat atunci, da. Aha, nu mă gândeam că 9 milioane. Deci, practic, oricum mi-am dublat numărul de acțiuni și o să-l dublez iară cu încă 200 de lei, adică o nimica toată. Dar v-am zis, mi-ar fi plăcut să am mult mai multe în portofoliu. În momentul de față, portofoliul meu arată la fel, adică nu am cumpărat nimica pentru că n-am mai fost focusat pe treaba asta. Știți deja din episoadele trecute că mi-am făcut un target. Mă uit un pic să văd 19.795. Fluctuează acolo. Nu. Am pus craiurea 19.798.
fluctuează acolo în jur la -10%, ceea ce pentru mine un -10% în portofoliu nu mi se pare îngrijorător. Piața din US încă nu s-a deschis de ieri, 477, 475, 477. Le mai autorizez aici cu voi pe canal, dar în mod normal nu stau să autorizez prea des datele astea, pentru că se duc mai aici, în sus, în jos, este ok. Nu am nicio problemă cu asta, nici la 3 din 2 în 2 nu s-a mai întâmplat nimica. Apropo de 3 din 2 în 2, vă reamintesc cumva că undeva jos în descriere aveți un link de afiliere și dacă vă înscrieți și faceți cont pe 3 din 2 în 2 de pe urma link-ului meu de afiliere, veți primi o acțiune gratuită. Activarea contului costă, trebuie să pui, să depui $10 prima oară sau 50 de lei pentru a-ți activa contul, bani cu care poți să-i retragi, poți să cumperi acțiuni și poți să începi să-ți construiești propriul tău portofoliu care să-ți aducă venituri pasive, da? Sau să-ți crească până la urmă averea. Așa, la partea de blog și vlog n-am mai făcut nimica, ne uităm și un pic la ea, nu s-a mai întâmplat nimic, acum să discutăm niște colaborări, niște chestii, să vedem. Poate se vor lega, poate nu se vor lega, momentan nu se mai întâmplă nimic. Vedem, începem din toamnă, probabil să se miște un pic mai bine lucrurile, sau așa sper eu, și atunci cumva o să mai creștem și aici veniturile prin blog și vlog. Dar pe total suntem bine. M-am zis, mă bucur foarte tare că am prins, că am fost inspirat până la urmă. De fapt, cred că cumva am fost influențat, nu știam ce să aleg, și unul dintre membrii care sunt pe grupul de WhatsApp mi-a zis, cumpăr la SNP, și zic, oricum vroiam să mai cumpăr, nu zici rău. Da, adică eram cumva între o acțiune la companii noi, în consolidarea altora mai vechi, și zic, hai că iau la SNP, că până la urmă nu e rău, chiar dacă prețul ar putea să scadă, s-ar putea să vedem o scădere de preț la un moment dat, că mă gândesc că și cei care vor cumpăra ca mine cu 0,1 vor vrea poate să vândă în 0,2 să facă profit, da? Mă gândesc că vor vrea poate, pentru că eu, de exemplu, n-aș vrea chestia asta, aș vrea să acumulez și mai multe acțiuni la OMV Petrom și atunci cumva cred că s-ar putea să nu ne vedem o scădere de preț foarte, foarte mare. Așa, m-a întrebat cineva de momentul în care, în comentarii, m-a întrebat cineva de când aleg momentul de cumpărare sau ceva, e foarte simplu, nu aleg eu momentul de cumpărare, de multe ori mă alege el pe mine. Dacă am bani și am cu ce să cumpăr, de obicei cumpăr, adică nu sunt adeptul foarte mare al graficilor, analizei tehnice, stai că nu cumpăr astăzi și cumpăr mâine, că mâine o să mai scadă piața. Nu, continui să acumulez cât mai mult și atunci chiar dacă mi-asum eventuale pierderi din nefăcând market timing sau ceva de genul ăsta, că așa se numește termenul corect, așa, pur și simplu doresc să achiziționez cât mai multe acțiuni. Și atunci nu sunt foarte atent la anumite momente, dacă am bani cumpăr, dacă nu am nu cumpăr, cam atât de simplu este. Așa, scopul meu este să vedeți văzut și unul din targeturi este să acumulez cât mai mult, aici e obiectivul, da, milestone-ul, cât mai mulți bani și mă rog, aici e milestone legat de BVB, dar probabil o să încep să fac și niște milestone separate legate de celelalte cei doi piloni, da. Am uitat să schimb ecranul. Așa, vedeam că aici sunt milestone-urile. Ăsta e pe anul ăsta, da, 2022, și l-am făcut deja. Următorul pas ar fi să mă duc și mai sus, dar vedem. S-ar putea ca de la 1 august sau de la chiar mai devreme să opresc orice fel de investiție, chiar și un leu, și să mă focusez pe casă, da. Am mai zis chestia asta, știu că am mai zis-o, dar data asta chiar sunt niște lucruri care vreau să le fac și trebuia deja de la întâi să mă apuc de ele, nu m-am apucat, deja sunt în întârziere cu obiectivele și cu planurile legate de această investiție. Bun, cam ăsta a fost tot episodul de astăzi. Un episod nu foarte lung, dar sper că ți-a plăcut. Nu uita că în partea de aici vor apărea alte episoade mai vechi, episoade care sper să prezint interes și alea. De asemenea, nu uita să dai un like la acest episod dacă ți-a plăcut și mă ajută și pentru algoritm aceste like-uri și aceste share-uri, comentarii, orice. Dacă ai comentarii, dacă ai întrebări, pune-le în comentarii că răspund la ele cu mare plăcere și ne reauzim în curând cu un nou clip. Îți mulțumesc!